Până la noile modificări legislative, plafonul minim al datoriei ce atrăgea după sine publicarea în lista datornicilor către bugetul de stat era de 100 de lei. Potrivit actului normativ în forma actuală, plafonul creanțelor către stat pornește de la 1500 de lei pentru persoane fizice și poate ajunge la 100 de mii pentru persoane juridice. În lista neagră apar contribuabilii care au obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată, dar și diferențe de obligații fiscale. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante, al căror cuantum total este sub următoarele plafoane. 100 de mii lei în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil, 50 de mii lei în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu, 10 mii lei în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, și 1.500 lei în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează din oficiu modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat datoria.